Numele tău e înălțat printre neamuri, e lăudat, puterea ta e vestită pe întreg pământ, vrednic de cinste ești tu, se cuvine să ne închinăm înaintea ta, în fața ta, Doamne, amin, și fie să o facem în duh și în adevăr, în numele Lui, amin, slavă ție, Iisus. Numele Tău e Sfânt, numele
pământ, voi arăta puterea sângelui tău sfânt. Dorința mea va fi a ta. Scumpii mei, haideți să ne închinăm Domnului. Numai El este vrednic de toată cinstea. Să te slujesc. Nu suntem aici să ne despărțim în Duhul nostru. Suntem aici să lăudăm pe numele Domnului nostru celui sfânt. Voi arăta puterea sângelui tău sfânt. Voința ta, voința mea va fi a ta. Voi face, Doamne, numai voia ta. Când voi trăi pe acești pământ, să te slujesc. O, Domnul meu! Așa cum spuneam poate și duminica trecută, de multă vreme, cel puțin în mintea și în inima mea, este acest concept al crucii la care suntem chemați fiecare dintre noi și care poate mulți dintre noi l-am uitat în sensul de a muri față de păcat, față de lumea aceasta, nu în sensul legalistic, să nu mă înțelegeți în sensul acesta, ci în sensul unde Dumnezeu aduce transformare, unde Dumnezeu te scoate din mormântul tău, mormântul acela de care ți este frică să mergi în el, pentru că spui, oh, eu trebuie să trăiesc. Dar nu știi ce pierzi, scumpul meu frate și scumpa mea soră, acea viață care vine după mormânt. Este unul care l-a biruit, este singurul care a ieșit din el, dar care a urmat acest drum al crucii, înainte de a fi pus pe ea, înainte de a fi pus pe lemnul acela, el a fost răstignit în fiecare zi, el murea față de sine, față de lumea aceasta, față de păcatul care l-a demenea prin ispitirile cu care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat, spune autorul epistolei către evrei. Și avându-l pe el înaintea ochilor noștri, scumpii mei frați, primim îndrăzneală, avem îndrăzneală, căci el a biruit mormântul, așa că eu nu văd un creștin care înțelege cu adevărat chemarea lui Dumnezeu, că este frică să moară. Eu nu văd un creștin care l-a înțeles pe Dumnezeu în modul plenar, că este frică să se coboare în mormântul acela al lui, mormântul față de lumea aceasta, față de păcatul acesta. Nu le înțeleg. Așa că, scumpii mei, cântând această cântare, multă pace am găsit, aș vrea să ne închinăm Domnului și să spunem, Doamne, ajută-mă să pot să gust din pacea ce vine din Tine, prin Duhul Tău cel Sfânt. Multă pace am găsit când eram chiar doborât. Eu dacă aș fi lovit, pot să spun că nu sunt frânt. Iisus a biruit și mormântul a părăsit. Victoria-i a lui, înviat-e dintre mort și din mormânt. Când mă va chema fără lacrimi, fără durere, voi ieși să-ncerunche
cei vechi ar fi, iar noi tot ce-i umbră va muri. Iisus, toți vom trăi. De ce? Victor.